Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este fostul premier al țării, președinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, domnul Ion Chicu, domnule prim-ministru, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, domnul Gheorghe. Domnul Ion Chicu, spuneți-ne, vă rog, deja a trecut ceva vreme de la alegerile din 11 iulie, când ați luat un rezultat mai mult decât modest, ați început procesul de desființare, nu știu, lichidare, radiere din jurnalul, din lista Ministerului Justiției, a formațiunii dumneavoastră, sau încă sperați că poate ceva să schimba și ținem partidul în continuare? Partidul e înregistrat în aprilie, cerneala prin care a fost notat în registru încă nu s-a uscat. Dacă să vorbim serios, noi nu am tratat campania electorală sau alegerile astea. Obiectivul principal al partidului, care de fapt încă nici nu era creat așa, cu structuri și cu tot ce presupune o formațiune politică. Am participat, da, rezultatul este cum este. Asta deloc nu este un temei pentru a renunța la abordarea noastră, să vii cu viziuni clare, fără populism, fără promisiuni de astea deșarte, altfel nimerești ca și pasul, o statică a promisiunilor și așteptărilor exagerate. Și când o faci asta, trebuie să te îngrijești, chiar și când ai criza gazelor, de PR. Cum să nu cadă ratingul? Și în loc să mergi la negocieri, tu stai și zici, nu, eu de asta nu răspund. Nu. Asta Moldova Gaz negociază. Pandemia nu-i subiectul meu. De aceea, noi, chiar dacă rezultatul a fost, bineînțeles că o să continuăm, dar cu abordarea despre care am spus, suntem siguri că o asemenea abordare, când vii cu mesajul uneste și viziuni nu numai decât și nu neapărat în roz, asemenea abordare va căpăta susținere la o etapă oarecare. Dar acum, la modul concret, cu ce vă ocupați? Iată, dimineața vă treziți, vă salutați nevasta, copiii și mergeți unde? Sau, cum se spune la ei, back in business sunteți acum? Nu sunt back in business. Am discutat că pregătesc niște proiecte investiționale cu unii potențiali parteneri de peste hotare. Sper că să reușesc să-i convin că Republica Moldova continuă să fie un loc favorabil pentru investiții. Regimul practic a rămas acela, la 5 dimineața ne-am trezit, ori merg la oficiu, ori am ceva întrevederi, activitatea este, slavă Domnului. Inclusiv de afaceri. Poftim? Nu. Nu. Astăzi discuții, pregătiri, până când tranzacții încă nu se fac. Revenim la partide. După aceste alegeri, în opinia dumneavoastră, domnule Chicu, se schimbă generația de politicieni în țara noastră, ori Renato Osată la Bălți a picat și se pare că nu mai ajunge în Bălți, el se pare că nici candidat nu are. Igor Dodon a plecat de la PSRM și din Parlament. Pavel Filip și-a dat demisia din funcția de șef al Partidului Democrat. Andrei Năstase a demisionat din funcția platformei Vindecat și Adevăr și nu se știe dacă va candida la congresul care urmează. Unioniștii la fel se văd că au probleme. Nu mai pasă veșnic. Păi ăștia sunt noi. Gata, cei care au fost puși adio de la cariera politică din ceea ce vedeți, să avem o generație nouă? În sfârșit, Republica Moldova, ca și alte state, intră pe un făgaș normal când clasa politică se mai schimbă din când în când. Un ciclu de asta, sau două cicluri electorale, e suficiente pentru o formațiune sau alta să încerce să aducă oameni noi în față. Văd la mai multe partide că fac acest lucru, inclusiv cele care le-ați numit. Da, clasa politică trebuie să schimbe permanent ca și orice altă activitate. Altfel, degradează. Tot la asta un piculeț. Pe dumneavoastră v-a uimit, v-a șocat sau v-a fost indiferent? Sau ați știut din timp anunțul domnului Igor Dodon cu privire la faptul că pleacă din șefia partidului și din deputății? Nu neapărat mă preocupă subiectul activităților sau, eu știu, acțiunilor liderilor de partid, inclusiv a domnului Dodon. Nu m-am gândit că va face acest lucru, dar dacă analizez deja post factum, cred că e o decizie corectă. Au trecut două campanii electorale pe care nu pot să consider că le-a câștigat. Cred că e o decizie corectă, dar știți cum? Ei au viziunile lor, cred că e un pas bun. Și pentru că la noi orice s-ar întâmpla, noi vedem mâna cuiva. Credeți că asta s-a făcut
cu acceptul sau prin îndemnul Moscovei? Sau nu are vreo treabă? În opinia dumneavoastră. Eu nu vreau să o facem pe părereologie aici, dar dumneavoastră totuși sunteți prim-ministru, știți mai multe decât să dau pe agenții de preț. De asta și vă cer părerea. Eu nu am informația respectivă, nu am dovezile respective, deci ar trebui să vin aici cu ghicitul pe diferite obiecte sau părți ale corpului. Ok, nu ghicim, dar intuiția vă spune că Ion Ceban, primarul de Chișinău, ia locul. Sau ar trebui Ion Ceban să ia locul. Or, știți de ce insist eu? Pentru că ișchierul, sau stânga ișchierului politic din Moldova, e mare, un bazin electoral mărișor. Și el nu poate rămâne așa al nimănui. După emisiune vă dau numărul domnului primar, cu siguranță îl aveți, îl telefonați și întrebați. Săriți în grădina colegului, nu? Eu nu vreau să discut acțiunile posibile a viitorilor sau actualilor politici. Nu cred că pot veni cu informații care ar fi relevantă sau interesantă pentru oamenii care ne ascultă acum. Dumnezeu cu ei. Trecem la subiecte care dumneavoastră pricepeți bine. Vine iarna. Iar pe neașteptate. Doar că de data asta nu știi dacă o să înghețăm sau nu o să înghețăm prea tare. Sperăm să. Până la detalii. Criza din Moldova a gazelor naturale este criza Moldovei sau este criza globală, domnule prim-ministru? Și noi, fiind parte a sistemului, n-avem cum să avem altceva decât ceea ce avem, precum au multe țări din regiune. Păi dacă eu cu dumneavoastră m-aș nimeri afară la o temperatură de minus 20 sau minus 30 și dumneavoastră aveți haine corespunzătoare, dar eu stau în șorți de vară, criza este pentru toți. E minus 20. Numai că domnul Gonța, fiindcă e deștept și s-a gândit de vară când va veni iarna și a luat haine, Chicu, dacă nu s-a gândit, stă în șorți. Exact așa și cazul nostru. Clar că este o situație pe piețele mondiale. Din ce cauză s-a ajuns la această situație? Deja cred că este clar. Politici deloc deștepte și clar văzătoare a Comisiei Europene în privința pieței respective au adus la CIEC, la o etapă oarecare, exact peste o an când gazul era 30 dolari la bursă, am ajuns că este 2000 sau 1500 sau cât joacă acum, da? Deci astea sunt efectele pieții și în general când îți lași sau îți construiești politicile și te lași pentru mâna asta invizibilă a pieții, trebuie să ai mecanisme care atenuează șocurile, da? Aceste mecanisme nu au fost pregătite, nu au fost implementate și s-au lăsat la mâna pieței, da? Și atât de ce avem aceste șocuri acum, nu e pregătită nici Europa și nimeni de acest lucru. Altceva este că europenii au hainele grele pe dânsi și rezistă la noi, iarăși suntem încă euforia câștigării alegerilor, noi nu vrem să negociem, noi știm că o să fie tot ok, de ce ne-am pomenit în situația respectivă? Da, este un factor extern care în linii mari influențează procesele, dar iarna vine, tot timpul trebuie să te gândești de vară că vine iarna. O precizare, ce ați spus despre Comisia Europeană? Am spus foarte bine, politicile promovate, cred că ultimele 5 sau mai mulți ani pe domeniul energetic, când s-a renunțat sau chiar s-a insistat pe renunțare la contracte de astea de multe durate, pe lungă durată de furnizare a gazului, au dus la CIE că cum a gazul, cât arată bursa, cu asta cumpere. Asta e realitatea. Partidele care se declară la noi pe dreapta spun că devină mereu s rușii. Că asta Putin e vinovat și el își bate joc de toată Europa. Inclusiv din noi. Alții mai scriu că ne fac vasali. Bun, până ajungem la noi e altă treabă. Haideți așa, relația Rusia-Uniunea Europeană și problema gazului naturale. Dumneavoastră, ca economist, da, sunteți economist, specialitate. Ce se întâmplă în războiul ăsta? Putin vrea, ce vrea? Vrea să devină mai bogat Rusia sau să umilească Uniunea Europeană? Simt, ca eu să înțeleg. Dacă înțeleg eu, înțelege toată lumea. Cel mai ușor să dai vina pe alții. Toată vara am cântat că greierașul, iarna ne ducem la fornică. Mă iertați că fac atâtea paralele, dar cred că sunt relevante. Bineînțeles, Rusia, ca și alții, utilizează instrumentele politice în, iarăși, activitățile economice și în strategiile lor economice. Asta toți fac. Și americanii, și nemții, și chinezii. Toți fac lucrul acesta. Nu trebuie noi să considerăm că doar rușii.
Este cunoscut că energetica în sine este un factor politic și ați văzut câte, eu știu, mișcări sau sancțiuni au fost pe, la capitolul cel mai proaspăt Nord Stream 2, da? Acest gazoduct care ocolește Europa și este furnizare directă din Rusia în Germania. Ați văzut reacția americanilor, sancțiuni, etc., etc. Deci aici este politică mare. Atunci când tu desconsideri aceste momente și zici că oricum o să dau vina pe cei că e șantaj, că nu știu ce, bine, nu știu dacă îl atinge pe rus chestia asta, da? Nu știu. Dar noi oricum, cum am stat, cum am fost dezbrăcați iarna și înghețăm așa o să fim, dacă nu considerăm acest factor. De ce? Da, Rusia utilizează în raport cu toți factorul politic exact așa cum utilizează europenii în raport cu noi sau alții. Așa este. Deci economia este politică și politica este economie. Nu trebuie să ne ascundem noi după niște adevăruri evidente. Multe din țările membre ale Uniunii Europene merg pe ideea că acuzării lui Vladimir Putin de șantajează Europa, șantajează Europa. Nu, adevărat nu merg multe țări. Este o gașcă în Parlamentul European, vreo 40 care s-au adresat. Este și răspunsul de la nemți, de la comisie, că nu este... Da, asta este circumstanțele mecanismului nou sau relativ nou de crearea prețurilor și de achiziționarea gazelor. Asta e întrebarea mea. Cum Germania poate să aibă așa o relație normală cu Rusia și nu se acuză unul pe altul de șantaj? Germania nu uită că după vară vine iarna. Noi uităm. Așa. Germania nu se duce la Kiev, la nivel de conducător sau de locțitor a statului, să mai arunce o piatră în sonda din care vine gazul, da? Așa, ei mai cu cap fac, mai înțelept. Vă referiți la faptul că la platforma aia Crimeia reprezentanții Germaniei nu s-au prezentat, nu au fost prezenți acolo la masa aia? Cât știu, au fost prezenți, dar la un nivel, așa, fie ambasador, fie ministru culturii, nu știu ce, adică așa. Haideți altfel. Haideți în Moldova. Asta contează. De la grădiniță încoace, de când umblam eu, se vorbește în știri că noi construim un gazoduct cu frații de la București, care se numește Iași, Ungheni, Chișinău. Recent, PAS-ul a anunțat, gata, el e gata 100%. Bun, el e gata. Iată, prin acel gazoduct, câtă parte a Republicii Moldova, Doamne iartă-mă, cu excepția regiunii Transnistrene, poate fi asigurată cu gaze naturale pe timp de iarnă. Sau toamnă, vară, nu contează. Iarnă, că acum asta contează. Din câte înțeleg, capacitatea acelui tronson, să zic așa, acelui gazoduct, este suficientă pentru aprovizionarea părții drepte a Nistrului Republicii Moldova. Nistrului? Un miliard ceva. Nistrului? Nistru. Așa. Deci partea. Așa. Controlează. Pardon. Problema nu este în disponibilitatea gazoductelor. Acum, slavă Domnului, avem deja trei prin care Republica Moldova poate primi gazul. Este cel care l-ați numit Iași-Chișinău, da? Este tradițional care vine prin Ucraina și intră prin Transnistria și este ăsta de la sud, care anul trecut, în decembrie 2019, a fost testat, a fost dat în funcțiune. Deci, noi avem căi de primirea gazului. Mai mult ca atât, spre deosebire de alți ani, când era criza gazelor, nu există anul acesta nici problema tranzitului prin Ucraina, pentru că Rusia are contract de tranzit cu Ucraina până în 2024, inclusiv dacă nu greșesc eu. Așa. Deci, problema este disponibilitatea gazului și prețul lui. Nu e problema că nu ai pe unde la duce sau că e blocaj fizic. Noi discutăm despre faptul că Republica Moldova acum este în situația de a procura gazul la prețul de piață. Noi negociem cumva să obținem acest gaz mai ieftin, cu un discount mai mare. Asta e obiectivul negocierilor. Tot. Dacă noi o să obținem de la alții decât Gazprom, gaz, noi putem exclude din ecuație Moldova-Gaz? Că am citit și așa o idee. Că Moldova-Gaz în general să n-aibă nicio treabă și o luăm de la alții. Nu prea putem în condiții normale, pentru că o parte din rețele oricum deja aparțin Moldova-Gaz și ar trebui aici de verificat, dar noi avem mecanismul care se numește stare de urgență, în general, legea 212, și atunci intră în vigoare
realitățile astea și reglementările care sunt pe regim de asediu, de război, dacă doriți, acea stare de urgență care am declarat-o sau am introdus-o anul trecut în martie, când a pandemie. Uh-huh. Parlamentul declară această stare în legătură cu situația excepțională, dar eu consider că e situația excepțională, că pe lângă pandemie avem și această problemă energetică. Creșterea prețului de 4-5 ori, asta e situație excepțională pe partea de iarnă. Dacă nu găsești soluții rapide și eficiente, rămâi și fără infrastructura de termoficare care îngheață, rămâi și fără economie și rămâi și înghețată populația. Deci, conform acestei legi, guvernul poate institui administrare externă la întreprinderile strategice și nu doar strategice, inclusiv Moldova Gaz, Energocom și tot așa mai departe. Poate lua decizii inclusiv cu utilizarea magistralelor respective, conductelor respective, poate lua decizii la limitarea cheltuielor, etc., etc. Deci guvernul își numește administratorul său, poate fi același manager care este la Moldova Gaz, de exemplu, dar el se subordonează pe perioada stării de urgență, nemijlocit guvernului sau comisiei situații excepționale, nu acționarilor la Gazprom sau altă parte. Deci asta este un instrument care ar putea în situații excepționale utilizat. Dar iarăși, noi ducem discuția în altă parte. Totul pornește de la ceea că nu avem gaz. Conducte avem, indiferent a cui, sau Moldova Gaz sau altceva. Noi nu avem gaz la prețul pe care noi putem să-l plătim. Asta e problema. România, de unde are gaze naturale? Eu, din câte știu, au o parte extragere internă, cred că la 30%, restul cumpără și ei de pe piață, adică de la Gazprom. Tot de la Roș? Cu siguranță, dar de unde altă parte? La preț de piață. Și noi dacă cumpărăm de la frații de la București, reducere nu pot să apară. Nu poate fi gazul mai ieftin din România sau din altă parte, atâta timp cât el primește la Gazprom. Pentru că eu nu cred că se va găsi un stat care să cumpere cu 800 de dolari 1000 de metri cubi și să-l vândă moldovenilor pentru că sunt prieteni cu 400, da? Nu e posibil acest lucru, nu funcționează așa. Trebuie să fim realiști, trebuie să ieșim din... Vicepremierul nostru, domnul Spânu, a plecat în Polonia, a revenit. Concret n-a spus ce... care sunt rezultatele, a zis cu cine s-a întâlnit. Polonezii de unde iau gaz? Noi de la ei putem lua? Ei pot să ne ajute? Nu au polonezii gaz pentru noi. Dar ce a făcut Spânul în Polonia? Bine, a fost, a discutat. Eu nu știu care a fost agenda lui exactă și reală, nu acea declarată, dar itinerarul ăsta, tribuna Parlamentului, zici că rușii ne șantajează, mergi la Varșovia și după asta zbori la Moscova să negociezi mai departe, este așa un pic, cum să vă spun, da? O încercare de mintea rușilor, da? Deci nu sunt lucrurile astea bine chipzuite, în opinia mea, poate, eu știu, au strategii de negocieri, vor să arăte rușilor că vor lua gaz din Polonia și respectiv avem atouri în mâinice, cum se mai spunea odată, dar ceea ce înțeleg eu, nu se abordează serios acest subiect, nu poți negocia cu ruși așa. Stați că avem și o altă salvare sau o încercare de salvare. Ministrul nostru de externe merge sau a mers azi sau mâine sau la Kiev. Tot problema asta s-o discute. Ucrainienii parcă au gaz în depozitele lor, nu? Ei pot să ne ajute, în opinia dumneavoastră? Din câte cunosc, ei nu au mai mult gaz decât consumul pe perioada iernii, dar iarăși, chiar dacă îl au și în România și în Ucraina, admitem că au volume adiționale. Eu nu înțeleg de unde noi ne construim speranțele astea că oamenii care au cumpărat gazul scump o să îl dea nou ieftin. Nu există așa. Adică orice am spune noi, mai ales ăștia care sunt pricepuți doar pe Facebook, noi până la urmă tot de la Gazprom o să cumpărăm. Sau care e până la urmă soluție? Regiunea asta toți cumpără de la Gazprom. Asta este. Deci indiferent pe unde vine, pe revers, vine în Ucraina prin Ungaria sau vine prin fundul Mării Negre sau tot așa mai departe. Originea e acolo, că dacă ar fi altfel, ar fi și altă flexibilitate. Spuneți dumneavoastră că domnul Spân a plecat la Moscova. Pentru că domnul Spân a plecat la Moscova și vicepremierul Kulminski ca să întâlnească Kozak. Întrevederea urma să fie
Ci că azi, dar până la ora asta încă n-avem vreun mesaj de acolo. Sper că n-a apărut în timpul emisiunii. Nu, mi-ar fi scris cineva, mulțumesc. De ce s-a schimbat așa de brusc decizia Chișinăului de a se întâlni cu Kozak când doamna președinte a țării spunea la emisiune la doamna Rață că noi nu putem negocia cu rușii pentru că asta e problema, e treaba Moldova Gaz, vorbesc cu Gazprom. Eu mă bucur că, deși târziu, dar conducerea țării a înțeles în ce constau, în ce constă negocierile respective și cât e de important și responsabil acest exercițiu. Iarăși, nu vreau să zic nimic despre poziția asta, eu nu negociez, nu-i treaba mea și nu-i responsabilitatea mea, dar până la urmă, după ce Ungaria a semnat un contract și discutat la nivel politic, ați observat că la Rusia a mers ministrul extern, Siarto, dacă nu mă greșesc eu. Deci, clar că sunt negocieri politice, nu e altceva. Cam târziu, dar sper încă vor reuși ceva să facă, să obțină, știu, un contract la un preț pe care noi putem să-l suportăm, să-l achităm. Iarăși, nu mă aventurez să vin cu scenarii și prognoze. Salut faptul că partea moldovenească, în sfârșit, s-a antrenat în negocieri. Admit faptul că au înțeles la nivel politic că este necesar să se implice atunci când, după ce au discutat cu partenerii din Occident, au înțeles că nu vine gazul ieftin sau degeaba din altă parte. Prietenie e frumoasă, frăție, cu atât mai mult, dar știți, cam proverbul celă, e cu bani. Totuși, președintele Maia Sandu l-a invitat pe Dimitri Kozak la Chișinău să discute problema asta, doar Kozak a refuzat. Eu știu că Kozak a fost în august sau când a fost la Chișinău, au discutat ceva, se vede că din ceea ce s-a discutat, nu chiar tot s-a respectat. Eu nu știu de care parte, intuiesc că de partea noastră și faptul că îl cheni pe Kozak atunci când arde, tot mult înseamnă. Asta înseamnă, de fapt, că nu prea se înțelege cum funcționează toate mecanismele astea, cum se construiesc relațiile și tot așa mai departe. De când a fost Kozak la Moscova, noi cel puțin de trei ori cumva am aruncat cu unde cu Pietricica, unde cu Bolovan în partea rusă. Iată, eu nici azi nu pot înțelege de ce delegația de observatori din partea Parlamentului Republicii Moldova nu a zburat în Rusia la alegerile parlamentare. Absolut nimic aici, nicio, nu poți. Asta e o tradiție, când merg delegațiile astea parlamentare, mai fac niște relații, mai discută, mai încearcă. Cui a trebuit demarșul ăsta să nu mergi ca observator? Dar rușii nu ne place CSI. Ceva, da? Cu siguranță. Nu ne place CSI, nu știu ce, dar atâta timp cât formal faci parte din această structură, că nu zboară Maia Sandu, nu-i cade ratingul pentru asta, nici grosul nu zboară, dar sunt deputați acolo care numără like-urile pe Facebook. Nu le încurca să plece, da. Bine, la Kiev a fost impus, a mers, pot să mă înțeleg, dar sunt unele lucruri care sunt absolut inexplicabile, da? Deci asta nicicum nu fortifică poziția de negociere a Republicii Moldova în această situație. Dacă noi am fi în luna mai acum, când iarna e departe, încă poți să mai, nu știu ce, să crezi că mai ai timp, mai joci, mai încerci de minte, dar iarna. Eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră despre cât de mult am putea noi fi afectat ca stat, dacă prețul va fi de 800, 700, 1000 de dolari și în primul rând cetățenii la facturi, dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim la premier. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așa, domn prim-ministru, să spunem că ai noștri nu reușe. Spunem că Putin e rău și toți sunt ruși și răi și ne spun cu 1000 de dolari. Pentru economia țării, pentru bugetul național, cât de grav ar putea fi asta? Oricum, cât vom cumpăra la prețul ăsta cantități enorme? 4-5 luni. Nu o să cumpărăm toată viața. Până la primăvară negociem un nou contract. Pentru stat, nu mă refer pentru muritorii de rând de al de mine și alți 2 milioane. Efectul.
efectele nu sunt doar pentru stat. În primul rând, hai să începem de la consumatorii finali. Și astea sunt cetățenii. Eu voiam direct, dacă vreți așa. Economia, instituțiile statului. Da? Sunt costuri adiționale. Actualmente, tariful aprobat de Andrie ia în calcul un preț de import care este de 5 ori mai mic decât prețul cu care noi importăm gazul în octombrie. Uh-huh. 5 ori mai mic, 148, dacă nu greșesc eu. Când împart 790 la 148, chiar e mai mult de 5. Bineînțeles că atunci, dacă nu se ajustează tariful intern, Moldova Gaz nu poate plăti livrările curente către Gazprom. Noi putem să avem contract semnat cu Gazprom, dar dacă nu reușim să achităm livrările curente, gaz nu ne dau, ne-l opresc. Așa sunt condițiile actualmente. Da? Moldova Gaz deja nu poate achita livrările. Iată, pentru octombrie nu le poate achita, pentru că este foarte mare diferența dintre 790 cu cât ei cumpără gazul și acele 148 care sunt incluse în tariful intern. Pe care îl plătim și noi. Da, da, așa. Exact. Deci apare problema nu doar a negocierii și semnării contractului, apare și problema achitării pentru livrările curente. Repet, poți să ai contract, dar să nu ai gaz, dacă nu achiți la timp livrările curente. Este lesne de înțeles că nu poți să speri că noi, consumatorii, atât economia, instituțiile, cetățenii, pot achita un tarif care a reieșit din 790. Este clar că statul trebuie să vină cu amortizare, cu compensare la aceste costuri. Mai mult ca atât, eu cred că nici cetățenii în marea parte, nici economia și nici instituțiile statului nu pot acoperi, nu pot plăti facturile dacă tariful va crește mai mult de 40-50%. Vom fi în situația când vom consuma, de exemplu, în luna noiembrie, când vin facturile în decembrie, nu se putem plăti. Asta înseamnă că marea, zicem, partea creșterii acestea de preț trebuie să o asigure statul. Asta e situația. Da, este eroarea, restanța și responsabilitatea celor care s-au trezit târziu, dar până la urmă, dacă vrem să avem gaz, această diferență foarte, foarte mare trebuie să o achite statul. Care sunt posibilitățile de achitare? În primul rând vreau să vă spun că situația bugetară este relativ bună. Bani în hazna sunt, slavă Domnului, anul acesta s-au acumulat bani buni, au fost politice, eu cred că, înțelepte ultimii ani, la capitolul politici fiscale. Da? Sunt bani cu care s-ar putea acoperi, eu cred că un 4-5 miliarde de lei se poate de alocat pentru a acoperi o bună parte din această creștere. 2. În luna octombrie, statul, bugetul, percepe acum de la fiecare 1000 de metri cubi de gaz 64 de dolari numai TVA. 8% care cotă TVA la gaz, înmulțiți-o cu 790 dolari prețul de import și o să vedeți că 64 de dolari, adică în joc de 1100 de lei, în octombrie bugetul acumulează de la... Este clar că aceasta în condițiile actuale este absolut o inepție, dar este ceva anormal. Deci pentru perioada rece a anului, când consumatorii, când iarăși în primul rând cetățenii și economia nu pot achita acest tarif, eu cred că acest TVA, acest impozit trebuie discurs perioada respectivă, pentru că sunt bani enormi care Moldova Gaz trebuie să-i plătească în buget, dar nu poate achita gazul care este. Uh-huh. Deci asta tot este un mecanism. Mai departe, noi, după cum am spus, avem posibilitatea să acoperim acum o parte din aceste costuri ca buget. Noi avem neatinse aproape încă 236 de milioane de dolari, acele care au venit la 30 august, dacă nu greșesc, de la Fondul Monetar Internațional și care stau pe conturile băncii naționale. Ar putea fi folosiți ca subvenționarea tarifului sau chiar plăți pentru Moldova Gaz pentru a acoperi o parte. Scheme diferite sunt mecanismul. Are voie guvernul să pună mâna pe ei? Se poate de găsit orice posibil. Clar că are, pentru că ei stau la dispoziția guvernului. Asta a fost mecanismul. Deci acești bani ni se oferă Republicii Moldova. Dacă stau pe cont la Banca Națională și nu-i activează guvernul, nu se achită dobândă. În momentul când îi extragem și îi utilizăm, deci ei vom plăti dobândă. Sunt și alte posibilități. Eu cred că se poate de revenit la mecanismul care l-am pregătit noi în decembrie 2019, când era riscul acela cu, iarăși, cu aprovizionarea cu gaze, dacă vă amintiți, când nu era contract de tranzit între Rusia și Ucraina. Noi atunci am discutat rapid cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru o linie de credit, ca în cazul când nu obținem gazul
pietrăsieu tradițional, să putem achita banii aceștia, să aducem gaz în țară. Deci sunt câteva mecanisme. Eu ce vreau să spun, că acum nu trebuie să ne facem mare iluzie că guvernul va reuși să negocieze un preț cu mult mai ieftin decât ceea ce avem în octombrie. Guvernul trebuie să se focuseze pe acțiuni proactive în atenuarea acestui efect. Încă o dată vă spun, nu poate consumatorul nostru, în mare parte, mă refer la economii, instituții, cetățeni, să plătească un tarif mai mare de 40-50% decât existentul. Nu poate să plătească. Am spus, se va consuma o lună și pe urmă o să achite facturile, cu riscul de branșări, nu știu ce va fi acolo. Deci acum, fiindcă este o eroare gravă a celor care trebuiau să se preocupe de subiectul respectiv încă din august, da, statul trebuie să acopere, dar haideți să vedem ce e pe balanță. 4-5 miliarde de lei care pot fi cheltuiți pentru a atenua sau îngheți infrastructura, zicem, de încălzire, ce mai avem noi aici, economie și tot așa. Nu trebuie să uităm. Pâinea, franzeluță, toată coace pe gaz, întreprinderi multiple. Dumneavoastră vă referiți la compensarea sau ajutorul din partea statului pentru noi cetățenii simpli, da, care factura, de exemplu, dacă crește de la 2000 de lei, care, să spunem că iarna câtem 2000 de lei și va fi 7000 sau 6000 de lei sau 5000 de lei și statul să-mi compenseze 1050% sau 40%. Sau vă reviți și la aceste comunii, cum ar fi termoelectrica, franzeluț, fabrici. Situația e atât de excepțională și gravă că aici trebuie de compensat pe ambele dimensiuni. Atât la capitolul consumatori finali, care, de exemplu, pături vulnerabile, da. Da, sau asta, și la capitolul chiar să plătește o parte, guvernul să plătească o parte din acest preț de import. Fie prin Moldova Gaz, fie prin alte instrumente. Deci, ceea ce am spus eu, că scutirea de aceste 8%, asta tot e o plată a guvernului în linii mari. Deci, dar el are efect pe lanț. Pentru că din același gaz se face pâine, se face altceva, zahăr, ce mai avem noi acum. Adică se folosește. Deci, aici trebuie de acționat activ și foarte, să zic așa, solid pe toate verigile. Doar cu niște compensări la cei care au sub 2000 de lei ceva, asta nu funcționează, ruinează economia. Deci trebuie de înțeles lucrul ăsta. Da, e o situație de urgență, da. Dar trebuie, dacă am ajuns în această situație și am înțeles că vine iarna, trebuie să acționăm proactiv. Contractul ăsta care a expirat acum, el expiră în fiecare an de când lucrez eu în presă. El a fost negociat de către doamna Grăceanu în 2006, se bat atunci, și an de an mi-aduc aminte prelungit. În fine, dumneavoastră ați fost la putere. De ce nu ați făcut un nou contract cu rușii? De ce nu ați vorbit cu Ceban, domnul Vadim Cebanscu? Negociază cu rușii un nou contract. Sau dumneavoastră ca prim-ministru. De ce n-ați negociat un nou contract? Bine, de fiecare dată obiectivul sau scopul negocierilor poate fi diferit. Dată poți să optezi pentru un preț, deci o durată mai îndelungată a contractului și să pierzi la preț, altă dată poți să te axezi pe preț. Din 2006, într-adevăr, cum aveți dumneavoastră dreptate, a fost, îmi pare, pe 5 ani încheiat contractul, pe urmă, în fiecare an, în pofida, dacă toate guvernările l-au criticat acest contract și tot așa mai departe, se prelungea cu an, cu an, cu an. Asta era poziția Gazpromului și asta a fost, da? Deci, noi am reușit să prelungim contractul în condițiile care erau, eu cred că, destul de acceptabile și convenabile, indiferent de ce spunea opoziția de atunci. Acum trebuie să negocieze și ei, cum o fac și alte țări. Am adus exemplu. Adică, până la urmă, era bun contractul ăla lui Grăceanu? Bine, dacă toți acei care s-au perindat din 2011 încoace tot au prelungit în fiecare an contractul și n-am prea văzut să zică că nu-i bun, faptele cumva demonstrează că nu era cel mai rău contract. Domn premier, deci problema majoră a Republicii Moldova este... Noi de ce trebuie să ne temem, muritorii? De faptul că nu vom avea gaz sau de faptul că e clar că vom avea, doar că tarifele vor fi băieți serioase? Poate fi și una și alta. Eu cred că un contract oricare va fi semnat, fie tot așa, în fiecare lună cu chinurile astea care le avem, fie pe perioadă mai îndelungată, adică gaz poate fi conform înțelegerii, dar am spus riscul care este. Poți să ai contract și să nu ai gaz dacă nu-l achiți pentru livrările curente. Despre factorul preț am vorbit. Un preț mare nu este afordabil acum de cetățeni și de consumatori. Aici, fără implicarea financiară directă a guvernului, nu va fi posibil de trecut cu gaz
în această iarnă. Dar referitor la bani, noi noștri spun că stau foarte, în relații foarte bune cu partenerii de dezvoltare din vest. Pentru ei 100 de milioane, 200 de milioane un împrumut sau un grant, măcar jumate în banii ăștia, ăsta e fleacă, ăsta nu e Ucraina, ăsta e Republica Moldova. În Ucraina trebuie să pompezi miliarde de dolari ca să o salvezi. Aici, cu 200 de milioane, poți să faci PR încă 2 ani. S-o prea simplist vorbesc eu. Nu e chiar așa de ușor. Ce simplist? Numai că nu trebuie să ne facem iluzie la capitolul granturi. Eu vreau să vă spun că de când noi tot triumfăm și suntem euforii că europenii ne dau bani grant, foarte puțin bani au venit chiar și din iulie încoace granturi. Au venit ceva, îmi pare că la pachetul cel energetic era ceva puțin. Rest, tot ce se declară că e asistență, tot e credit. Și ultimii 50 de milioane care au venit săptămâna trecută sau cu două săptămâni urmă, este credit. Da, lumea așa trăiește, nu se dă degeaba nimic. Da, pentru o încurajare a unor reforme, nu știu ce acolo, îți dau un 5, un 10 milioane de euro. Dar restul e credit, trebuie să înțelegem. Da, Republica Moldova a avut posibilitate în decembrie 2019, cum am spus, să deschidă acea linie de credit cu banca, cu Bertu, da? Cu atât mai mult o poate face acum, pentru că, într-adevăr, situația e de criză și se poate identifica aceste surse. Mai bine de împrumutat și de acoperit și de salvat economia, decât să înghețăm tot ce este și pentru toți împrumutăm, dar de data asta deja cu mult mai mult pentru ca să restabilești. Da, este așa o situație, noi ce facem? Dar bani se poate identifica cu siguranță. Dar trebuie să înțelegem că astea nu sunt cadouri, astea sunt credite. Cuciurganul face curent electric tot în bază la gazul natural. Doamna premierul Natalia Gavriliță a vorbit cu Krasnoselski de la Tiraspol și ci că citez, Vadim Krasnoselski a dat asigurări că centrala va îndeplini toate obligațiile contractuale pentru furnizarea în continuare a energiei electrice pentru partea dreaptă a ministrului. Am încheiat citatul. Pe dumneavoastră, că a fost prim-ministru, vă îngrijorează și subiectul electricității sau acolo credeți că nu vom avea nicio problemă? Într-adevăr, centrala la Cuciurgan produce energie electrică în mare parte sau în principal pe gaz, dar au posibilitatea să schimbi și la combustibil solid. Am înțeles că ultima perioadă folosesc cărbunele, da? Uh-huh. Am citit și eu că au fost asigurări din partea liderului autorităților neconstituționale de la Tiraspol că vom avea energie electrică. Am mai spus, salut orice formă de dialog cu oricine, pic îmi pare cam genantă, bineînțeles, situația când neavând tu capacitatea de negocia, te adresezi cuiva să spun un cuvânt bun la Moscova. Dar sper, dar risc este, bineînțeles, nu va fi gaz pentru generatorul de energie electrică cum este cu Ciurgan, pot avea probleme. Dar sper că evităm acest scenariu. Și încă un pic la subiectul ăsta aproape. Domn premier, eu de o lună și un pic, în fiecare zi, dau la știri despre faptul că mâine se majorează din nou combustibilii. Dacă dumneavoastră ați fi fost ales deputat la alegerile din 11 iulie, ați fi votat acea lege a pasului care astfel a permis zi de zi Anreului să plafoneze, să arate cum baza indexului da, pe piețe internaționale, petroliștii de la Chișinău pot majora prețul cu 5, 10 bani, 2 bani, 3 bani, 7 bani, 8 bani. Și doar într-o singură zi s-a micșorat cu 2 bani, cred că la benzină, dar în rest e majorare continuă. Sau asta e piața și nu trebuie să ne orlăim pe la televizor că iată pasul și Maia Sandu ne majorează prețul la combustibil. Asta e piața internațională și nu avem încotro. E plâns sau cum ați exprimat dumneavoastră pe la televizor, nu trebuie, trebuie să avem capacitatea să analizăm cum stau lucrurile. De asta nici când eram la guvern, nici ipoteza că deputat, eu nu ridic mâna pentru un proiect care nu este pregătit suficient, nu este consultat, nu sunt examinate consecințele, cum s-a întâmplat la ultima modificare operată și cumva eu știu, asumat meritul în ghilimele de un deputat PAS, da? Deci acela este un proiect pregătit de oameni care nu au idei ce se întâmplă pe piață, pentru că dacă aveau idei, nu e așa ca un naiv să fluturi cu schimbare, zice, gata de astăzi, moldovenii să aibă petrolul ca în Arabia, da? Deci asta vorbește despre faptul că oamenii fie le-a scris cineva acest proiect de lege care au interese, nu vreau să arăt cu degetul, fie ei în așa de zice, așa capacitate de a înțelege lucrurile au, că imediat cum au aprobat aceste legi,
în continuu, într-adevăr, doar o zi a fost excepție cu o mică scădere, dar de atunci tot crește, crește, crește. Deci votarea legilor, schimbarea asta cu obiectivul de a arăta bine în fața oamenilor, ea nu e rațională și până la urmă te taxează, asta este. Da, prețurile la produsele petroliere Republica Moldova sunt influențate de evoluțiile piețelor internaționale, noi doar înțelegem că noi totul importăm. Este componenta petrolului în prețul motorinei, benzinei. Știm și la grădiniță acest lucru. Mă iertați. Dar întrebările apară în altă parte. Celelalte componente ale prețului, cum se formează? Noi tot discutăm. Arătați. Faceți transparență. Andreu, puteți arătați calculația asta, cum zicem noi. Da? Arătați din ce se formează prețul ăsta. Care a fost argumentarea să o majorați cu 5 bani? 100 și ceva lucrează la Andreu acela. Nu ieșiți odată și arătați că nu e foarte complicat. Convocați tot jurnaliștii, cu un creionaj și explicați. Asta, 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 asta. Noi doar înțelegem că este economie de piață, că este capitalist și prețurile pot juca. Pe noi, suspiciunea asta, că cineva trișează la preț, asta cel mai tare ne presează. Eu vreau să vă spun că undeva cred că această lipsă de transparență camuflează lucrurile astea despre care vorbim. Eu mi-amintesc că nu a fost prea de mult când, iarăși, doamna președinte, cum spunea? Prețurile Republica Moldova cresc pentru că sunt scheme, pentru că instituțiile statului nu lucrează. Și una din primele instituții care era menționată era Consiliul Concurenței. Primul cap care a zburat de când, după 11 iulie, a fost președinte sau cel director de la Consiliul Concurenței. Deja două sau a treia lună de când nu mai este respectivul domn acolo. Și ce se întâmplă? Unde e Consiliul Concurenței? Unde e înțelegerea de cartel? Nu s-au schimbat cumva acolo aranjamentele? Deci, nu, societatea nu are informația. Deci, nici pomină de transparența despre care se vorbea. Nici pomină. Clar că pe fondul acesta apar întrebări, suspiciuni, speculații și tot așa mai departe. Eu personal, acum nu pot să vă spun dacă e corect sau nu e corect creșterea mâine, că iarăși e anunțată și pentru mâine. Din lipsă de informație, cum nu poate nimeni. Ieșiți, declarați. Schimbarea aceasta în fiecare lună a legii cu privire la produsele petroliere nu poate să aibă efect benefic pentru că nu sunt analizate efectele. Nu sunt analizate efectele, da? Ce avem în final? Avem ce și... Dar majorarea prețurilor la produsele alimentare, sunteți de acord la toate produsele practic? Sunteți de acord că aici tot e vorba de criză mondială și nu doar la produse alimentare, nu e la materiale de construcție, tot ce vrei la tot s-a scumpit în țara noastră și nu doar în țara noastră, probabil. Bineînțeles, iarăși, noi avem o economie conectată foarte strâns cu economie, circuitele economice internaționale. Dacă evoluează prețele acolo în sus, în jos, bineînțeles că ne influențează și pe noi. Așa. Dar eu, nu știu cum dumneavoastră, nu am percepția asta că instituțiile statului tocmai își fac treaba la capitolul verificarea a prețului și tot așa mai departe, măcar la cele reglementate sau la cele la care este limitat adaosul comercial. Iarăși, este lipsă de informații. Eu admit că o bună parte din produs, într-adevăr, au majorările întemeiate. Dar sunt aproape sigur că la o bună parte se folosesc de incapacitate, de nefuncționalitatea instituțiilor. Asta este. Și dacă vom avea preț mai mare la gaz, înțelegem că scumpirile vor fi în lanț la tot ce e posibil și la tot ce nu e posibil. Dacă guvernul nu va interveni financiar să amortizeze creșterea aceasta și tot prețul ăsta de import se va așeza, mă iertați, sau va fi inclus în tarif, clar că vor crește. Am adus exemplu franzeluța. Toate cuptoarele franzeluțe sunt pe gaz. Cum să nu crească prețul la pâine dacă a crescut cel puțin de 5 ori costul combustibilului sau zahăr sau alte. Clar că cresc toate. Nu? Deci e și trebuie anume la această verigă guvernul să funcționeze ca să nu creeze, zicem, premizii pentru majorarea pe lanț mai departe. Pentru că dacă umblă cu compensări la cel care a cumpărat o pâine sau la cel care a consumat 30 de metri cubi pe lună, nu este efectul. Economia moare și respectiv pe urmă e foarte greu de restabilit. Aici, la intrare, la Moldova Gaz sau Energocom, cine a cumpărat gazul ăsta, aici trebuie de acționat. Guvernul trebuie să vină să compenseze importatorului o bună parte din prețul de import. Altfel o să ne ruinăm. Și un cubic la economia națională. Domnul premier, dar ce n-ați făcut dumneavoastră în calitate de prim-ministru și a făcut actuala guvernare de când a venit la putere pentru agricultori, astfel încât
în fața executivului, pe când dumneavoastră era șef acolo, veneau tractoare și umblau cu brazda, dar din iulie încoace agricultorii n-au nicio obiecție. Ce au votat cei noi veniți spre deosebire de dumneavoastră? Ce au aprobat? Înțeleg subtextul întrebării. Probabil că agricultorii sunt fericiți acum. Eu, anul trecut, erau nefericiți. Adică nu s-a făcut nicio schimbare? Nu s-a votat nimic? Nu s-a aprobat nimic bun? Sau, ca să înțeleg și eu un pic. Anul trecut, care era motivul declarat al protestelor? Că este secetă, ei au pierderi și trebuie guvernul să vină să-i ajute, să le acopere pierderile. Anul trecut, din bugetul public național, din bugetul de stat în mod special, și din ce am mai avut noi acolo, suport financiar extern, de la ruși, de la ce am mai fost, agricultorii au primit, per total, fondul de susținere agriculturii, în jur de 1,35 miliarde lei, plus ceva încă. De ce s-a mers la cele 300 și ceva de milioane suplimentar care le-am acordat? Pentru că vroiam ca ei să asigure campania de semăna de toamnă, că altfel nu avea să avem grâu. Am mers, am susținut, slavă Domnului, anul acesta avem roadă record de grâu, apropo. Un pic nu înțeleg de ce cresc prețurile la pâine în aceste condiții, deși am informații de la panificatori că nu se grăbesc agriculturii să vândă grâu, pentru că știu că va crește prețul. Deci, cumva s-a uitat că anul trecut a fost efortul ăsta solidar a societății pentru a-i ajuta, a le acoperi pierderile, anul ăsta nici cu 5 lei nu vând. Și aici sunt multe întrebări și aș veni cu niște sugestii dacă cineva ar dori să se intereseze ce trebuie de făcut, pentru că nu știu de ce am eu așa o presimțire că pandemia și criza energetică nu sunt ultimele rândunele de astea sau lebede negre, da? Nu exclus că în perioada următoare mai vine și alta, penuria asta de produse alimentare și ce mai este, și asta poate să fie criză. Deci noi trebuie să gândim un pic mai înainte, câțiva pași mai înainte, să nu acționăm reactiv, cum se face acum, dar proactiv, să încercăm să înțelegem ce o să fie în primăvară, ce o să fie mai departe, pentru că creșterea aceasta de prețuri, ea nu se termine acum. Ați văzut, și materiale de construcție, și produse alimentare, și tot așa mai departe. Asta este un efect a unor politici, unor acțiuni a jucătorilor mari, care au decis după criza din 2008 să-și susțină economiile lor naționale prin emitere de masă monetară. Au tipărit bani de a umplut lumea cu bani. Efectele le culegem acum. Noi trebuie să înțelegem că nu se termină acum crizele. Deci crizele abia sunt în față și noi, dacă avem un pic de înțelepciune, trebuie să ne gândim 3-4 pași înainte. Asta este. Deci agricultorii, bineînțeles, eu cred că s-a afectat acum de creșterea produselor. Nu trebuie să ne ascundem după deget că o bună parte au fost mobilizați de factorul politic. O bună parte erau membrii unui partid care, slavă Domnului, nu mai este în Parlament. Bine, au jucat, au făcut ce au făcut, au arătat în fața guvernului, dacă acum sunt satisfăcut, să fie sănătoși. Eu, oricum, nu m-aș bucura și nu aș saluta dacă, de exemplu, anul acesta ar face ce a făcut anul trecut. Dar nu cred că sunt într-o situație foarte bună. Mai ales, iarăși, nu trebuie să fii foarte mare prezicător sau să te pricepi, să înțelegi că vor fi probleme și cu exportul de produse agricole, mă refer și la fructe și ce avem în partea de nord, în special, și eu chiar și aici la sud, cu legumi, cu, mă iertați, struguri, miere, etc. Asta tot este un articol foarte mare de export. Dacă rămân cu frigiderile pline și levezele, tot e problemă. Domnul premier, eu pot să am probleme de regie, e vrea publicitate la ora asta. Trebuie să o luăm. După care revenim. Publicitate, domnilor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn premier, avem și o veste foarte bună. Fondul Monetar Internațional a ajuns cu țara noastră la un acord și ne împrumută în următorii 3 ani suma de 564 de milioane de dolari. Aplaudăm jos pălăria față de doamna Natalia Gavrilița. Cu siguranță trebuie să felicităm echipa guvernamentală că au reușit să ajungă la o înțelegere preventivă, prealabilă, exact așa cum am ajuns noi anul trecut în august 2020, în privința unui program nou. Pentru ca acest program să fie acceptat și aprobat la Consiliul de Directori a FMI, țara trebuie să îndeplinească niște acțiuni prealabile. Anul trecut au fost 6, guvernul le-a îndeplinit
pe ale care țineau de competență guvernului toate, rămăsese neîndeplinită numirea a trei viceguvernatori la Banca Națională, care este competența Parlamentului. Deci, formal, aceasta a fost impedimentul ca încă de anul trecut țara să aibă un program nou. Deci anul ăsta s-au înțeles pe același program. Nu am văzut lista acțiunilor prealabile pe care guvernul trebuie să le îndeplinească până în decembrie, până la data de 20, din câte am înțeles eu, anume data de 20 decembrie, e rezervată pentru a merge la Consiliu și a aproba acest program. Sper că aceste acțiuni prealabile nu sunt complicate și dureroase. Sper că nu sunt. Dar, da, într-adevăr, trebuie de felicitat echipa și bravo. Eu cred că asta este... avea să fie nu prea frumos dacă pe fonul faptului că noi anul trecut ne-am înțeles cu femeii, dar nu s-a ajuns la capăt din cauza nenumirii acestui viceguvernator. Era straniu dacă echipa actuală nu se înțelegea. Așa că felicitări pentru un prim pas în a obține acest program pe 3 ani. Într-adevăr, componenta financiară, dacă anul trecut era 588, anul ăsta 560, acum văd că e 564, probabil la cursul cel un pic s-a schimbat. În funcție de cum guvernul va îndeplini acțiunile incluse odată la jumătate de an, că așa e procedura, vor veni banii pe etape, pe tranșe, da? Aceste acțiuni trebuie să fie făcute publice, da? Nu poate să le ascunde guvernul până la infinit. Nu poate, da, este, zicem, uzanță sau este cererea asta ca până la aprobare de către board proiectul programului memorandumului să nu fie dat publicității, dar cel puțin acțiunile astea preliminare trebuie să fie cunoscute, pentru că oricum guvernul trebuie să facă acest lucru. Ce s-au înțeles, o să vedem după ce boardul va aproba acest program. Cel puțin așa uzanțele. În același comunicat de presă scrie așa: Fondul Monetar Internațional prognozează o creștere de 7,5% a economiei Moldovei în 2021. Eu habar n-am de economie și nici nu vreau să am habar, dar vreau să înțeleg un lucru. Văzând tot ce se întâmplă în Moldova și mie îmi spun, mă refer la creșterea prețurilor, tot ce e posibil de așa. Înțeles, și mie, prețurile crește economia. Mie îmi spune că crește economia, economia va crește. Asta cum ar fi dacă eu mănânc două găini coapte pe săptămână în medie, noi mâncăm câte una sau care? Nu, haideți. Nu. Vă rog, explicați și mie că o să mor prost. Prognoza de 7,5 care dă FMI-ul este, eu cred, argumentată, pentru că noi avem creștere în trimestrul 2 anul acesta față de trimestrul 2 anul trecut, 21 sau 22%. Da, anul trecut, trimestrul 2, toți am stat acasă, a fost acea stare de urgență, acel lockdown și economia n-a lucrat. Adică și a fost acea scădere dramatică, 11 ceva sau 14 care a fost. Deci pe fonul acela, anul ăsta avem 20 ceva numai în trimestrul 2. Și clar că având acest rezultat în trimestrul 2 și având acea bază de referință, de comparație, anul 2020, când un trimestru întreg practic a fost lockdown, această cifră poate fi încă și puțin pesimistă, adică ea poate fi și mai mare. De ce? Nu e nimic aici. Statistică este... Da, o să fie o asemenea creștere. Nu-i. Această evoluție este confirmată și de veniturile bugetului public național. Noi față de anul trecut avem plus 9 miliarde. Ce este o creștere foarte semnificativă. Pentru că economia s-a redresat. Prima și a doua, bineînțeles, baza de comparație de referință 2020 este joasă. De ce nu trebuie să tratăm cu scepticism acest prognoz? Am înțeles. Domnul premier, noi nu avem tare mult timp. Eu am stric radical la un subiect la altul. Dar fără să fac așa treceri. Da. Alexander Stoianandru, de ce, în opinia noastră, eu am văzut câteva reacții, de asta și îmi permit să vă întreb, reacții de ale dumneavoastră, de asta și îmi permit să vă întreb, de ce l-au luat pe sus pe Alexandru Stoianandru? Că nimeni nici nu s-a așteptat la așa ceva. Cel puțin oamenii normali la cap. Am auzit multe explicații, inclusiv de la prima persoană, conducătorul statului, că n-a știut, că nu știu ce. Bine, am mai spus, este o eroare foarte gravă admisă de, cred că cea mai gravă până acum admisă de actuala guvernare. Dorința aceasta nesănătoasă de a pune mâna pe justiție în pofida promisiunilor că vor face ca sistemul justiției să fie unul independent este de condamnat.
aveau acea strategie a lor că vor merge pe o evaluare care tot este discutabilă, dar până la urmă putea să mă înțelege. A aprobat Parlamentul, o să-l evalueze, o să-i pună nota 4, ceva de genul ăsta și o să-l demită. Da? De ce la momentul oarecare în plin proces au de ce să facă maschi show, eu pot să mă gândesc, inclusiv pot să presupun că a dat un semnal societății, că luați seama, care nu ascultă de Maia Sandu, riscă ce face Stoianoglu. Bine, ei se acoperă cu faptul că nu sunt progrese în investigarea furtului miliardului sau combaterea corupției, da? Ok, se acoperă cu acest... Dar spuneți-mi, vă rog, cu ce se acoperă astăzi, când practic au acaparat și puterea patra, care este presă. Deci, câți bani am primit noi de la parteneri, de la Uniunea Europeană, ca să avem această televiziune publică independentă de factorul politic? Astăzi votează în Parlament, șeful televiziunii nu va mai fi numit de Consiliul celălalt de observatori, sub controlul societății, dar va fi numit de PAS, de Parlament. Deci, asta cu ce se explică? Deci când pun aceste două lucruri cap în cap, înțeleg un singur lucru. Până ce Maia Sandu va combate corupția, ea va institui dictatura. Și nu știu dacă ea. Eu mă tem că alții care nici nu dă seama. Deci, cred că încă acțiunea de azi încă este și mai gravă decât ce s-a întâmplat în cazul lui Stoianoglu. Noi am mai trecut prin chestii de genul ăsta când pui mâna pe presă. Următorii sunteți voi, trebuie să înțelegeți. Toate studiourile astea independente, voi sunteți următorii, dacă nu este reacția de la societate, din partea societății. Deci, în așa mod brutal să subjugi televiziunea, radio-televiziunea națională, obștească, cum se numește, plătită din buget, nu-și permite nimeni. Înseamnă că ori au girul cuiva, ori au asigurări că... La război, organizații toate... non-guvernamentale au zis că nu-s de acord. Eu am văzut... tonalitate așa cum și atunci, deci ăsta e un semnal foarte periculos. Deci trebuie de înțeles acest lucru. Eu sper că partenerii care au pumpat atâția bani pentru a susține independența presiei și a justiției în ultimii 10 ani vor avea o reacție pe măsură. Încă o precizare despre Alexandru Stoianoglu. Dumneavoastră vedeți în toată operațiunea asta mâna lui Vladimir Plahotniuc sau tacticile lui Vladimir Plahotniuc doar? Speculații pot fi multe, dar este evident, toți știu că o grupare de procurori care era faimoasă sau răspundea de investigarea fraudei bancare, care a fost, am înțeles, o perioadă înlăturată la Procuratura Generală, acum a revenit pe cal alb și se creează impresia asta foarte eronată că guvernarea îi folosește pentru a atinge niște scopuri. Eu nu știu de ce cred că e invers. Pe domnul Robu, noul procuror general, îl cunoaște, să știți ceva despre domnul Sa. În vara anului 2019 am participat la câteva ședințe la președinție, când eram consilierul președintelui de atunci, la care participa și domnul Robu. Nu am interacționat la direct, mi-a părut o persoană care știe ce dorește să facă și dorește succes, dar trebuie de înțeles că înlăturarea lui Stoianoglu, asta e o eroare și un pas care va avea consecințe. Domnul Chicu, în calitate de fost prim-ministru, totuși se implică ambasadorii străini în politica internă a Republicii Moldova sau nu? Eu mă refer la ceea ce a dat citire domnul Stoianoglu, discuțiile dintre fostul șef al delegației UE de la noi, Mihalco, cu mai mulți de la Chișinău. Bineînțeles că se implică. Da, domnul Stoianoglu a adus atunci niște dovezi, a citat niște cu corespondenți oarecare, nu am niciun motiv să nu-l cred, cu atât mai mult că peste două zile sau când unul vizat în acele convorbiri un renumit reformator al justiției și a cerut scuze publice de la fostul ambasador pe motiv de rasism. Da. Adică el a confirmat autenticitatea acelei corespondențe. Este implicarea respectivă, trebuie să o recunoaștem. Bine, unii o fac din bune intenții, vor să ajute Republica Moldova, chiar și din experiența care am. Unii, eu cred că o fac destul de stângaci, obraznic. Și dacă o să continuă așa, eu cred că o să fie și consecințele. Nu pot, bineînțeles, încă o dată să confirm autenticitatea, dar dacă logic examinez ce a fost acolo, dar este clar că e adevărat. Ce să mai... am avut și eu discuții, inclusiv cu domnul Mihalcu, pe unele subiecte, când încerca așa
cumva să-și impună opinia, numai că nu era cazul. Adică îi găseam argumente ca să-mi apăr poziția. Nu neapărat că venea cu intenții greșite, dar este, bineînțeles că este influență. Bun, mergem până la nord. Bălți avem alegeri acolo. De ce partidul dumneavoastră nu știu, n-a înaintat niciun candidat, dacă tot spuneați la începutul emisiunii că partidul continuă activitatea? Alegerile locale din Bălți, în general, că nu-i doar în Bălți, sunt mai multe localități, sunt importante, cum au fost și în Găgăuzii. Apropo, noi nu am înaintat și nu o să înaintăm candidat pentru aceste alegeri. Sincer vorbind, miza acestor alegeri nu este aceea care se speculează, nu este așa. Și plus la toate, noi nu am reușit, cum am spus, noi nu am reușit să creăm încă organizațiile teritoriale peste tot. Uh-huh. Avem colegi, avem echipă la Bălți, dar încă nu-i formalizat și nu cred că la această etapă noi este rațional și oportun să participăm la aceste alegeri. Domn premier, trecem la COVID. Iată, astăzi avem 40 de decese și 1800 de cazuri noi. Ieri au fost 2000. Tragedie națională. Ai noștri gestionează foarte prost sau asta e la nivel regional? Ori noi chiar avem și în Ucraina, Rusia, România cazuri foarte, foarte multe. Noi ca țară, ca societate, ca și vecinii noștri, că într-adevăr Mahala ați determinat-o foarte bine unde e problema, am ieșuat în a convinge populația să se vaccineze. Apropo, și noi nu ne vaccinăm, avem un nivel foarte scăzut de vaccinare, cumva se poate de explicat acest lucru, dar se întâmplă nu doar la noi, dar trebuie să înțelegem, atâta timp cât nu o să fim conștienți și nu o să ne vaccinăm, noi nu scăpăm de restricții, de cifrele astea îngrozitoare, nu-i scăpare, deci restricțiile deja nu mai au efectul. Statul, cu tot respectul, nu are capacitatea să asigure respectarea lor și nici nu-i posibil. Nu o să ne vaccinăm, o să stăm așa în statisticile astea negre. Și noi, și România, și țara vecină este deja de câteva zile, dacă nu săptămâni, pe primul loc în lume, la decese raportat la numărul populației. Nu este altă explicație decât nivelul scăzut al vaccinării. Cine trebuie să convingă societatea și oamenii că trebuie să vaccinăm? Asta e altă întrebare. Trebuie și aportul guvernului și a oamenilor care au autoritate în societate și a jurnaliștilor și a tuturor. Stereotipurile astea că dacă mă vaccinez, da, riscuri sunt. Dar mai aducem și cu altă ocazie exemplu. Când luăm copilașul și îl ducem și îi aplică cele 3 sau câte vaccini la în primele luni de viață, deci îl dăm la vaccin. Când pe noi să ne vaccinăm, ne temem pentru că e risc. Da? Cum? Ce fel de ființă umane suntem noi? De copilul ți-l dai, dar pe tine... Exact. Cine suntem noi după asta? Da? Noi nu dăm. Că este risc. Au auzit că i-a spus Facebook-ul, că i-a spus nu știu cine. Piesă medic. Iată, am ascultat cu atenție domnul profesor Victor Cojucaru, care a fost la emisiunea dumneavoastră. Ce autoritate îți mai trebuie decât omul medic militar? A fost în Afganistan. Ăsta nu se joacă cu... povești ceva, îți spune, nu te vaccinezi? Trebuie să înțelegem acest lucru. Spus. Nu vreau să dau iarăși aprecieri prestației guvernului, am spus, n-au trecut 100 de zile, nu o să vorbesc nimic despre prestații, deși este ispita asta să mai vorbesc, mai ales când văd că nu mai contenesc actualei să tot să... Iată, apropo de asta, despre în acest context, astăzi, ministrul sănătății de la ora actuală, doamna Ala Nemerencu, spunea că numărul mic al persoanelor care s-au vaccinat este cauzat de fosta putere, de fosta conducere a Ministerului Sănătății, pentru că n-ați lansat la timp campanii de informare. De ce, domnule prim-ministru, dumneavoastră și mult respectată doamna Dumbrăveanu, nu ați lansat la timp campanii de informare? Fiindcă mă impuneți să reacționez, și doamna Dumbrăveanu și eu am plecat în decembrie de la guvern, dacă țineți minte, nici pomine nu era de vaccinare la noi atunci. Doamna respectivă, apropo, da, ea este ministru din 6 sau 7 august, dar ea este consilierul președintelui care a intrat în funcție pe 24 decembrie. Au un buget de 31 de milioane de lei. Oare cu autoritatea președintelui și a ei nu puteau să facă campanii de popularizare? Nu puteau să facă.
Asta este o abordare de, să zic, de moment al lor, îi caracterizează, dar ultimul lucru care trebuie să-l facă acum, să tot continue, să arunce pietre în trecut. Gazul, pandemia și tot așa mai departe. Eu am discutat colegii medici care avem, și noi avem centrul ăsta la Moldexpo, pe care noi atunci l-am deschis ca centru de triere. Pentru că noi aveam la toate spitalele astea care cu COVID, aveam rânduri interminabile de ambulanțe, care nu poți să ții omul 3 ore în ambulanță. Și ne-am gândit că facem un centru de triere, ambulanța îl aduce, îi face testul câteva ore cât vine rezultatul, stă acolo, dacă e bolnav, merge la spital, dacă e sănătos, se duce acasă. Acum Moldexpo, care este un pavilion de expoziții transformat în spital COVID cu secții de reanimare. Acolo nu-s condiții absolut, nu este nici căldură, nu este cum acest lucru e posibil. Atunci când noi avem spitale raionale care au fost activate cu secții de COVID în trecut, deci nu se face lucrul ăsta. Președintele raionului Glodeni, săracul, plânge deja cu adresări. Dați-ne voie să tratăm, că nu-i posibil. De ce? Dar, iarăși, asta e gestionat. Iarăși, acestea sunt acțiuni retro, reactive. Trebuie să facem ceva cu vaccinarea. Nu facem cu vaccinarea, povestea asta neagră, cifrele astea îngrozitoare, o să le avem permanent. Doamna premier Natalia Gavrilița, trebuie să schimbi ministrul sănătății din guvernul său? Eu am spus, timp de 100 de zile nu dau nicio apreciere la niciun ministru, inclusiv primul ministru. Eu consider că aceasta este o practică care trebuie să o cultivăm la noi. Am spus, orice ministru care vine în acel birou, el timp de 100 de zile nu știe cum îl cheamă. Credeți-mă. Deci tu când el nu a reușit să intre în pâine, cum zicem noi, vii cu critici, cu aprecieri și tot așa mai departe, cu nimic n-ajuți. Timp de 100 de zile este o perioadă suficientă ca ei să înțeleagă și să iasă. Eu nu am văzut în spațiu public prea mulți miniștri. Chiar salut acest fapt, pentru că consideră că încă nu au ce spune. Am văzut și niște ieșiri de astea publice nu prea inspirate. Haideți să le lăsăm la capitolul lipsă de experiență. Peste 100 de zile o să ne expunem cine merită demisia, cine nu. Astăzi s-a examinat o moțiune simplă în Parlament. Da. Pe cazul respectivului domn, care a fost un fel de regizor la toată lovitura asta supra justiției. Asta clar că merită nu doar demis, dar și cercetat mai departe. Vedem ce o să fie. Dar în rest, prestația ministrilor o să vedem. Vreau să văd, bineînțeles, că suntem deja 21 octombrie, să vedem ce cu proiectul bugetului pentru anul viitor. Politica bugetară fiscală, eu nu am văzut acest proiect, el nu ieșit de la Ministerul Finanțelor, nici la Guvern încă nu este, nu mai vorbim de consultări, o să vedem, atunci o să fie motiv de a ne expune, de a veni cu recomandări, critică constructivă și așa mai departe. Sergiu Litvinenko, regizor la arestului Stoianoglu? Chiar regizor? Dar ce caută ministrul justiției în seara când îl ridică mascații pe procurorul general, acolo cu zâmbetul până la limitele feții? El ce rol procesual avea atunci la arestarea, la reținerea lui procurorul general? Ministrul justiției, care în general nu are treabă cu aceste acțiuni. Ok. Și aproape ultima întrebare. Dumneavoastră, dacă, iarăși, ați fi fost deputat ales acum în iulie, ați fi ratificat Convenția de la Istanbul despre care se vorbește foarte mult în ultima vreme? Convenția de la Istanbul a fost votat de guvernul. Ratificarea, proiectul de ratificare a fost votat de guvernul nostru în decembrie 2019. Așa. În opinia mea și a colegilor noștri, acolo nu e nimic din ceea ce se speculează. Faptul de ce guvernarea actuală a decis ca printre primele proiecte, când au atâtea probleme acum și pe capitolul economiei, buget și tot așa mai departe, să iasă cu această ratificare tocmai acum, e altă întrebare. Eu nu consider că acolo sunt riscurile despre care se vorbește. Nu consider. Și atunci biserica de ce s-a implicat? Deocamdată foarte atent. Nu o să dau calificative la, zicem, opiniile bisericii, pentru că am văzut și unele, eu știu, luări de poziții sau opinia și la capitolul vaccinare din partea
Inițial erau contra, acum sunt ok. Da, ok. Deci nu vreau să au opiniile lor și tot așa mai departe. Eu cred că dacă și aici ar fi discuții la subiect, fără speculații politice, s-ar examina fiecare din articolele acestei convenții și ar fi claritate. Și ca să nu încheiem chiar așa, la meciul lui Șerifului vă uitați? Nu m-am uitat, din păcate, așa a fost... Ok, haideți să da, ultim... M-am uitat rezultat și m-am bucurat, inclusiv pentru ultimul meci, unde am văzut joacă, pentru că cu Inter e greu să joci. Bravo! Iată faptul că au pierdut în fața lui Inter. Dumneavoastră ce ați înțeles? Gata? Visul lor s-a încheiat? Eu cred că dacă pe noi în luna august sau în iulie ne întreba ceva, care-i visul vostru albastru pentru participarea în Cupii Europene, noi ziceam, dacă cumva onorabil pierd la Steaua Roșie Belgrad, e ok, dar eu trecut și Steaua Roșie și Dinamo Zagreb și astăzi, după trei tururi, sunt încă lideri în grupă cu Real, Inter și Shakhtar. Haideți să fim realiști. Bravo! Altceva că nu prea avem moldoveni acolo și asta tot vorbește foarte mult. Vorbești foarte mult, dar eu cu un băiat, un prieten de meu, specialist în fotbal, și mi-a arătat cluburi din Marea Britanie, cluburi celebre, și mi-a arătat nume, prenumele și drapelul țării din origine. Nu-i chiar așa, așa e cam peste tot în lume. Așa e cam peste tot în lume. Așa că... Eu nu zic că noi suntem o excepție. Noi... Nu zic că suntem o excepție, dar pentru sportul nostru ar fi bine să fim prezenți. Da. Domnul premier, mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost oameni la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Vă mulțumesc pentru invitație, sănătate și numai bine. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.